Frați și surori, în această seară vom privi la Iefta. L-am numit omul și vremea lui am numit-o vremea controverselor. Vreau să fim atenți ca să putem înțelege ceea ce se poate înțelege despre acest om controversat. El a fost judecător după și înainte de niște judecători mai puțin cunoscuți. În Cartea Judecători, capitolul 10, este scris de la versetul 1 despre Tola și Iair, dându-se doar detalii statistice, fără alte amănunte. Iar după el au urmat alți judecători, Ibțan, Elon și Abdon. Însă, despre Iefta avem câteva detalii în capitolul 10, 11 și chiar 12, asupra cărora ne vom opri. Vom observa că Israel iarăși încercase răbdarea divină printr-o nouă idolatrie, una din multitudine de forme religioase ale poporilor din jur, și asta solicita un nou împărat, un nou conducător, un nou judecător. Mai exact, scrie aici în capitolul 10, versetul 15, copiii lui Israel au zis Domnului: am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Iefta nu s-a născut în condiții normale și n-a trăit în condiții normale. Nici el n-a fost un om normal din punct de vedere biblic, în sensul regulilor sfinte. Într-o criză, evreii au cerut: acum fă-ne ce vrei, dar dă-ne un om să ne scape. Iefta a fost un astfel de om. Vreau să rețin ideea aceasta de la început, pentru că ne vom izbi pe măsură și vom analiza de fel și fel de aspecte ciudate. El a fost o izbăvire de moment, o șansă potrivit cu situația lor. Nu s-a spus despre el ca despre David: iată un om care a împlinit voia și planurile Domnului. Chiar și când David a păcătuit, s-a spus, cu excepția acelei fapte de adulter și crimă. Vom privi mai întâi la felul în care Iefta a ajuns judecător. Și în privința aceasta vom observa două fețe ale situației evreilor: cum s-au comportat evreii în libertate și cum s-au comportat evreii în strântorare, pentru că și noi suntem la fel. Și copiii sunt la fel, dar până bătrânesc oamenii sunt marcați de aceleași aspecte. Oamenii în libertate au anumite inclinații, sunt pasibili de anumite stări și slăbiciuni, iar în strântorare gândesc altfel. Este scris aici în 10 cu 6 astfel: copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalelor și Astarteilor, dumnezeilor Sirii, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiului Amon și dumnezeilor Filistenilor. Adică fiecare s-a luat după vecinii lui, după cum erau împrăștiați și după cum aveau cananiți printre ei. Și au părăsit pe Domnul. Aceasta este starea concluzivă. Au părăsit pe Domnul. În multe dăți, în libertate, oamenii părăsesc pe Dumnezeu. Iată situația Occidentului și Americii de astăzi, chiar și altor popoare. Dar ne referim în prim plan la cei care au fost creștini, la țări cu populație peste 90% creștini. În libertate, în bunăstare, se îndepărtează de Dumnezeu. Zicea unul dintre politicienii Americii: ce atâta cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Tot atâta. Zicea un alt om de rând, care o ducea bine: la ce îmi trebuie mie Dumnezeu? Ce îmi trebuie? Am? Sănătos sunt? Ce să fac el? De aceea se ruga înțeleptul. În Cartea Proverbe, capitolul 30, versetul 9: ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic: cine este Domnul? Asta e slăbiciunea umană generală. La bine se uite pe Dumnezeu. Asta se întâmplă și la copii, de exemplu. Dacă au tot ce le trebuie, nu sunt interesați ei de părinți. Dacă ar fi să le parvină totul cum vor, tot ce vor, la discreție, nu s-ar întrece nici cu rugăciunea, nici cu respectul față de părinți, nici cu ascultarea.
Când omul părăsește pe Domnul, omul va sluji altor Dumnezei, adică va avea alte inclinații, alte pasiuni spirituale. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu, fără nicio înclinație religioasă. De aceea au adoptat alte slujiri idolatre. Numai că Dumnezeu, în mod special în relația sa cu Israelul, nu i-a lăsat de capul lor decât o vreme, pentru că îi avea în vedere. Și atunci când oamenii îl părăseau, Dumnezeu își restrângea grija lui, își retrăgea aportul, ajutorul. Scrie aici de la versetul 7, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiului Amon. Ei au păsat și au suprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani, și anume pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, deci cele două seminții și jumătate dinspre răsărit. Fiul lui Amon au trecut Iordanul ca să bată și pe Iuda. Și Israel era într-o mare strâmtorare. Uite că deși unii din ei erau deja robi, nu s-au trezit. De-abia când era cât pe aici să ajungă toți robi, atunci au dat seama, nu-i de glumit. Stările acestea le putem observa ușor în familie. V-am spus că dacă lăsăm pe copii de capul lor, fac de toate. Dacă încercăm să luăm oarecum măsuri, să le restrângem libertatea, atunci își pun semne de întrebare. Dar cu măsuri ușoare, uneori nu se trezesc. Dar dacă ar fi să le ridici drepturile toate, atunci dintr-o dată zic, ei, ceva nu-i bine. Trebuie să ne pocăim, să revenim. Și când s-au văzut în această strâmtorare totală, atunci au apelat la Dumnezeu. Deci vreau să înțelegem că Dumnezeu oferă vremuri de libertate pentru că noi le dorim și Dumnezeu le dorește pentru noi. Dumnezeu nu vrea ca toată viața să ducem în necazuri și în chin. Dumnezeu vrea să avem ani de belșug, de binecuvântare, să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat, dar se observă și realitatea noastră după Revoluție o dovedește din plin, că oamenii în libertate, în prosperitate, se îndepărtează de Dumnezeu. O răresc cu biserica, o slăbesc cu rugăciunile și încet, încet, alte pasiuni spirituale le iau loc. Fiindcă Dumnezeu nu vrea să ne părăsească și nu vrea să ne pierdem, atunci trimite fel și fel de forme de constrângere, de pedepse, să ne trezim. Vreau să privim acum cum se comportă oamenii, folosind modelul evreilor, în strâmtorare. Și vom citi aici, de la versetul 10. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis, am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalelor. Aceasta este atitudinea generală și aceasta este atitudinea particulară, dacă vreți să ne amintim, de fiul risipitor. Când a avut ce să ia, ce să moștenească, viață destrăbalată și distracții. Când a ajuns în strâmtorare, n-am avut ce să mănânce, n-am avut niciun prieten, s-a gândit că are tată. Și a venit în fire și a zis, băi, mă întorc acasă, nu mai merge așa. Uite, o națiune întreagă care a trebuit să se smerească. Domnul a zis copilului Israel. Și vreau să observăm din răspunsul dat de Dumnezeu că Dumnezeu aștepta să-i vadă cum se întorc cu fața spre el. Imediat a răspuns. Nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni? Și când m-au păsat Sidoniții, Amalec și Maon și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Haideți să ne uităm în istoria noastră. Așa cum spunea unul dintre tineri în această seară, cum frații mai în vârstă au avut experiențe, când Dumnezeu i-a izbăvit, i-a scăpat. Atunci când au strigat către Domnul. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor Dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe Dumnezei pe care ați ales ei să vă izbăvească la vremea strâmtorării voastre. Ce răspuns? Greu, negativ, nu mai vă scap. M-am săturat de voi. Să știți că Dumnezeu are o limită a răbdării și un moment dat leapădă. Totuși se observă din Scriptură și nu numai de aici, că atunci când oamenii insistă, Dumnezeu e bun și se lasă îndubegat.
Așa cum scrie în Psalmul 103, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu, că știe de ce suntem în stare și din ce suntem făcuți. Când l-a chemat pe Domnul Israel și au primit acest răspuns, ei, cred că din ceea ce cunoșteau pe Domnul, au zis din nou, versetul 15, am păcătuit, e drept, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Deci, cu alte cuvinte, n-avem pretenții să ne ierți fără pedeapsă, să ne scap fără amendă. Dar măcar nu ne lăsa așa, totuși, salvează-ne într-un fel. Și lângă această cerere specială, au revenit la trăirea sfântă și au renunțat la idolatrie. Și aici vreau să fim aplicativi după ce voi citi versetele acestea. Și-au scos Dumnezeu străini din mijlocul lor, au slujit Domnului, el s-a îndurat de suferințele lor. Fiul lui Amon s-au strâns și-au tăbărât în Galad și copiii lui Israel s-au strâns și-au tăbărât la Mițva. S-au pocăit. Vă rog să vă imaginați ce era atunci în țară. Și imaginați-vă de asemenea ce era în Ninive. Cum s-a dat ordin de la împărat. Cum s-au îmbrăcat toți în costumație de post, cum au început să se roage. Imaginați-vă că au fost atunci, știu eu, ceva locuri unde se vindea băutură, locuri de distracții. Toate își schimbaseră obiectul de activitate. Gândiți-vă la evrei, poate că se întâlneau unii cu alții și ziceau, tu ce ai făcut? Uite, am scos toți idolii afară, haideți să ne rugăm, postim. O adevărată reformă, o pocăință curată. Se observă în vremea noastră că de predicat se predică pentru pocăință. Și la baptiști, și la pentecostal, dacă vreți și la ortodoxi. Dar oamenii nu merg acasă să se pocăiască, să facă o reformă serioasă. Spunea cineva la finele unei slujbe, a unei adunări din Arad, alta decât a noastră, un frate mai bătrân se ruga cu lacrimi și zicea, Doamne, adu vremea când să mergem acasă și să punem în practică ce am auzit astăzi. Evreii au luat această hotărâre la limită, în necaz, în durere. Vreți să ne lase Dumnezeu până în această ultimă fază și atunci să ne pocăim? Sau luăm hotărâri de pocăință când este încă libertate? Când Dumnezeu a recurs doar la măsuri mai ușoare de constrângerea noastră? Dar trebuie să ajungem la împlinirea acestui verset. Și-au scos Dumnezeu străin din mijlocul lor. Pentru că idolii nu le permiteau să slujească Domnul. I-ar fi trebuit, vorbind în mod practic, să meargă la Ierusalim de trei ori pe an, să mulțumească Domnului, să-și ducă zeciuielile, să se bucure împreună cu leviții, într-un mediu sfânt, cu orfanii, cu străinii, să-și împartă darurile. Dar ei nu mai simțeau nevoia pentru astfel de căutări a lui Dumnezeu, pentru că aveau serbările lor, întâlnirile lor vinovate. Acum trebuiau dintr-o dată să schimbe locurile de adunare. După cum scrie în Psalm 1 că-și păcătoșii nu pot ține capul sus în adunarea celor neprihăniți, să știți că păcătoșii au altă adunare, scrie tot în aceleași versete, se adună la batjocuri. Când ne întoarcem spre Dumnezeu, locul discuțiilor, așa de toate, de la politică până la sărăcie și invers, este luat de discuții sfinte și de rugăciune. Când locul cârtirilor noastre, a vorbirilor de rău, va fi luat de cântări, asta în mod total, exclusiv, asta înseamnă că ne-am întors la Domnul, să-i slujim. Pe asta cade accentul. Pe a sluji Domnului. Asta dovedește iubirea, atașamentul nostru față de Dumnezeu. Mi-amintesc că pentru un mesaj din partea Domnului se cerea să oferim Domnului o zi, adică în fiecare zi, o oră de rugăciune. Hai să fim sinceri, suntem la finalul anului. E mult, o oră din 12, dar nu dormim 12, din 15-16 ore. Și excluzând timpul că suntem aici la adunare, două ore, bine, măcar de cei care vin, oare oferim măcar o oră Domnului? Dar dacă adunăm alte lucruri, care nu sunt obligatorii, adică nu sunt necesare gospodăriei, nu sunt aferente serviciului și problemelor de familie, s-ar putea să se găsească o oră pe care o dăruim, poate 10 minute unui ziar, alții 15 minute unor discuții inutile,
Alții, poate în fața unor imagini sau ascultând știri. Și atunci se vede, de fapt, cui slujim. Dacă slujirea noastră înaintea Domnului este înlocuită de altceva, este cazul să ne întoarcem la Domnul. Doamne, ajută-ne! Dar ajută-ne să ne întoarcem fără necazuri mari. Nu ne este ascuns faptul că în situații de necaz, eu știu stări când și cu nepocăiți în familie, când e un accident, o boală, un moment de sărăcie, și cei nepocăiți știu să postească, să roage și spuneau, hai să ne rugăm, adică oamenii la necaz știu regula. Apelăm la Dumnezeu să ne scape. Dar regula asta nu-i leac de necaz. Regula asta este mod de viață. Să-i slujim Domnului. Altfel, am fi ca niște oameni care avem nevoie de soții de atunci când se fac mâncare sau alte servicii de menaj sau când avem nevoie de ajutorul lor în diverse funcții ale vieții și rest liber și independenți, nu? Noi trebuie să fim legați de Domnul chiar mai mult decât suntem legați de nevasta noastră sau de soțul dumneavoastră. După cum am vorbit despre copii, când vor bani, când vor mâncare, așa vin în casă de la joacă, așa știu să-și ceară, să-și împlinească nevoile, dar dacă nu, și dacă i-ai lăsat de capul lor, ar fi tot voiajor și plimbăreți. Acestea toate atestă slăbiciuni copilării de care Domnul să ne vindece. Vreau să observăm că pe lângă această stare generală aici mai era nevoie de un conducător, scrie în versetul 18, poporul și căpetenii Galatului și-au zis unul altuia, cine dintre noi, cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galatului. Era o vreme stricată, nu era niciunul pocăit bun vreme. N-a venit să scoată Dumnezeu un pocăit bun. Or fi fost ei pe aici pe acolo, că Dumnezeu nu se lasă fără credincioși. Dar marea masă de oameni era afectată. Vreau să citim apoi din capitolul 11, cum a ajuns Iefta să fie liderul lor, de la versetul 6. Ei, galadiți, au zis lui Iefta, vină de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu, pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta, ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi, să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căci este nevoie, cu alte cuvinte. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului, dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi oare căpetenia voastră? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta, Domnul să ne audă și să judece, dacă nu vom face, ce spui? Iată că toți erau cu Domnul în gură. Avem nevoie de un om care să ne scape. Și uite că cel care a fost găsit la îndemână a fost Iefta. Să privim acum la evenimente din viața lui Iefta. Și aici vom observa, repet, niște lucruri ciudate. Privind în familie, mai întâi, observăm de la capitolul 1 originea sa imorală. Iefta Galaditul era un om viteaz. El era fiul unei curve, Galad, născuse pe Iefta. Nevasta lui Galad i-a născut fii, care, făcându-se mare, au izgonit pe Iefta și au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. El a fost un om cu capacități fizice, poate și intelectual, era abil. Avea stof în el. Dar originea lui i-a umbrit vitejia. Că vedeți, vrând nevrând, un om dintr-o familie slabă, când te uiți în cazier, când te uiți în buletin, la tata scrie natural, la mama zice un nume de femeie. Parcă dintr-o dată nu ai încredere și nu-l privești cu seriozitate. Să nu uităm însă că Dumnezeu nu le apădă pe nimeni din oficiu. Și chiar dacă este cineva dintr-un popor rău, cum am zice noi, păi, țigan. Mai rar, cel puțin în istorie, a fost și din etnia aceasta câte un om de excepție. Știu eu din ce nație să fie, ce sorginte să aibă, o familie slabă. Veți vedea că originea lui l-a amprentat că unul dintr-o familie slabă. Nu-i ca unul dintr-o familie bună. Dar sunt situații în care Dumnezeu poate folosi și astfel de oameni. Vom vedea imediat în ce condiții. Stilul său impulsiv și vitejie așa l-au evidențiat. Îl știau toți.
E un om de capacități deosebite. Citim mai departe de la versetul 3, partea a doua. Niște oameni fără căpătâi, adică niște oameni haihui din ăștia care nu lucrau, n-aveau o locație fixă, sau stând la Iefta și făceau plimbări cu el. În altă traducere zice că prădau, adică vandalizau. Poate atacau popoare din jur, cananiți, mai făceau ei și un lucru bun în asta, pentru că acei cananiți trebuiau nimiciți. Dar ei nu făceau de pocăiți să asculte de Domnul, pentru ei era o plăcere. Aș putea zice chiar, fără să forțăm în mod total textul, Iefta era un român, așa a plecat din țară, care se unise cu alții, prin știu eu ce bandă, mai făceau ei ce făceau, dar nu prea legal ce făceau. După câtva timp, fiul lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiul lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iefta în țara Tob, ca și cum i-ar da telefon, auzind că e prin Germania sau undeva, hai înapoi. Am citit deja versetele 6 la 11. Iefta a pornit cu bătrânii Galadului, poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Vreau să punctăm aici un adevăr. Peste niște oameni care au fost pocăiți de 10 ani, de 20, de 30 de ani, nu-i corect să fie căpetenie unul care a fost un voiajor și a făcut de toate și acum mare minune Domnul cheamă el să fie predicator și proroc. Pentru astfel de oameni Domnul a crescut unul în mijlocul lor, pocăit ca și ei, despre care se poate spune, cum s-a zis despre ucenici, despre unul care trebuia să înlocuiască pe Iuda, unul care a fost cu noi în toate necazurile, care a fost participant la toate adunările. Dar dacă e vorba de o masă de oameni care tot au fost bandiți și curvari și stricați și fără Dumnezeu, păi dintre ei trebuie să pună Dumnezeu pe unul. Nu o să coboară un înger din cer. O să pună dintre ei pe unul care vrea să pocăiască cu toată inima și o să zică, băi, acum gata cu toate. De acum ne pocăim. Cum citeam că la o adunare al John Wesley s-au adunat minerii englezi cu una din căpeteniile lor, un șef de bandă. Noi îl pocnim pe predicatorul ăsta, altul să nu mai vină la noi. Dar în timp ce ascultau predica, Domnul a cercetat inima. Și când unul, parcă plictisit de slujbă, a zis, băi, John, dă comanda. Să nu miște unul. Acum eu dau comanda. Toți stăm aici și ne pocăim. Uite că în asemenea situații folosește Dumnezeu pe câte unul din ăsta. Dar, repet, el este potrivit numai pentru oameni ca el. Eu știu în țară un caz. Un om care, în tinerețe, n-a fost deloc ușă de biserică. Ba, din potrivă, a fost sportiv și la propriu și la figurat. Domnul a cercetat, dar așa când i-a spus, este ultima dată când îți vorbesc, azi nu se poate. S-a pregătit omul, cum să mor? Mă îngrijesc sănătatea, îngrijesc de mine, am să fiu atent să umblu numai cu mașini, cu airbag-uri la toate scaunele. Până când într-o noapte a murit un prieten, stând în pat, după ce seara fusese la unul din localuri, și a zis, bă, uite că se moare, fără accidente, fără boli. Și a amenințat, aș putea spune, de Dumnezeu, sau trebuie să pocăiască, dar nu i-a fost ușor până s-a pocăit. Un om care a fost prins în diverse vicii, are un lung drum până se pocăiește. Nu-i numai cum întorci o pagină, trebuie să răsfoiești un dosar întreg și să completezi pagină cu pagină. Și am apreciat în mod deosebit un aspect la acel om. A zis, pot să predic și eu, este pregătit din cuvântul Domnului, dar a zis, eu nu sunt demn să fiu lucrător. Pentru frații care au rămas credincioși în biserică s-au rugat pentru mine în timp ce umblam prin lume. Dar, repet, pentru evrei era o situație, un oarecare compromis, dar în condiții de pocăință. Însă Iefta, privind în viața lui de familie, a rămas cu slăbiciunea asta a impulsivității. N-avea maturitate. Scrie aici de la versetul 30, în capitolul 11, Iefta a făcut o jurință Domnului și a zis,
Dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Observăm de aici ce stil de pocăință aveau ei. Adică mergeau pe o carte, cum se zice. Totul. Dumnezeu străin, distrus tot. Ce mi-e în cale, închin Domnului. Pentru că oamenii care au fost prinși în vicii grele nu se pot pocăi așa cu ușurelă. Am mai mers noi pe la biserică. Nu ține. Aceștia trebuie să o rupă categoric, să depune niște eforturi mari de tot. Vedeți ce stil avea? Gata. Numai că juruința aceasta pripită l-a costat. Scrie aici de la versetul 34. Iefta s-a întors acasă la Mițpa. Și iată că fiica s-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurului copil, n-avea fii și nici altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă turburi. Am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce. Iată că odată ce s-au pocăit, respectau principiile sfinte. Un jurământ în pagubă rămâne făcut. Hai să ne gândim. Dacă noi, sub acest aspect, avem nivelul pocăinților, nu să-ți omor copilul, nu se pune probleme așa. Dar să zici de o sumă mare de bani, îi dau. Sau să zici, vin acolo, fac asta. Odată ne duplecăm, frate, bine, am zis că vin, dar n-am mai putut. Observați ce categoric a fost pocăința lor? Normal. Că altfel puteau să moară, ajungeau robi în mod total. De aceea, din starea lui Iefta și din viața lui, nu vreau să luăm lucrurile și slăbiciune. Doamne ferește, sau credem că Dumnezeu acceptă compromisul. Facem de toate și apoi, la gata, într-o zi, ne pocăim scurt și dintr-o dată ne sfințim și toate bune. Vreau să vedem, luăm la lucrurile bune. Pocăința lor totală, chiar radicală. Pentru că n-aveau o bază spirituală, luau hotărâri așa, pripite. Cum un om slăbiciune să zică, dacă mai păcătuiesc așa, țin 40 zile post. Și poate el nu țin nici 7 să vadă cum e până acum. Dar oamenii aceștia care se pocăiesc așa în mod radical sunt în stare de asemenea expresii, de asemenea hotărâri pripite. Iată și pocăința fiicei lui. Era o pocăință în masă. Ea a zis, tată, ai făcut o juruință Domnului, fă împotrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură. Acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiul lui Amon, observați ce paroliști au fost? Doamne, dacă ne scapi, fă-ne ce vrei, dar noi ne pocăim acum. Ea a zis tatălui său, atât îngăduim, lasă-mă slobodă de 2 luni ca să mă duc să mă pogor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. Un concediu de 2 luni, cu prietenii ei, era răspuns, du-te, a lăsat o slobodă de 2 luni, ea s-a dus cu tovarășele ei și a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni, s-a întors la tată ei și el a îndeplinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse bărbat. De atunci a rămas ca un obicei în Israel să o prăznuiască pe fiica lui Iefta într-o anumită perioadă a anului. Eu știu că în curiozitatea noastră se naște întrebarea, ajunși cu discuție în acest punct, a omorât-o sau n-a omorât, adică a adus o jertfă sau nu. Dacă privim strict textul așa cum scrie, suntem înclinați să credem că a adus o jertfă. Asta având în vedere contextul, că ei erau în stare de niște măsuri radicale extreme. De tot. După părerea altora, pentru că Dumnezeu niciodată n-a fost de acord cu jertfele umane, ea doar nu s-a căsătorit. Eu vă las citi și să înțelegeți ceea ce vreți. V-am spus, luăm doar ceea ce ni se cuvine nouă și ceea ce ne interesează pentru pocăința noastră. Aici, în dreptul juruințelor, vreau să mai adaug din Eclesiastul capitolul 5, ca nu cumva, în momente de criză, să facem greșele. Eclesiastul 5 cu 4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință, decât să faci o juruință și să nu împlinești. Vreau să privim mai cu greutate vorbele ce le spunem. Dumnezeu ne taxează pentru astfel de lucruri. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat și nu zici înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să te socotească fără minte? Un cuvânt dat trebuie respectat. Iosua și căpeteniile evreilor i-au făgăduit gabonitilor că nu-i omoară. După ani de zile, Saul a vrut să-i omoare și Dumnezeu a trimis foame din țară.
Și să știți că unele represalii vor veni peste noi pentru că nu ne respectăm cuvântul dat. Cuvânt care puteam să nu-l spunem. Cum se întâmplă uneori când e vorba de căsătorie, așa de cu seninătate sau cu emoții, spun mirii până la moarte, cu iubire. Și când se dă de greu, eu nu mai stau cu el. Eu nu-l mai pot iubi. Dar cine te poți să zici? N-ai știut ce înseamnă asta? Ești a avut o singură fică. Și a mușcat buzile. Dar cum am putut scoate vorba asta? Dar dacă ai scos-o, e gata. Vorba s-a dus, cu proces verbal cu tot, nu-l mai aduce nimeni la replucrare. Rămâne. Asta dovedește Scriptura. Vreau să mai învățăm din viața lui Iefta. Păi vin la discuțiile ce le-a avut cu fiul lui Amon, un război diplomatic mai întâi și apoi un război fizic. Scrie aici din capitolul 11 de la versetul 12. Iefta a trimis soli împăratul fiilor lui Amon ca să-i spună: ce ai cu mine de vin potriva mea să faci război împotriva țării mele? Trebuie să apreciem că nu a pornit la război dintr-o dată. Vedeți astăzi cât se mediatizează, ori de câte ori apare vreun conflict între state sau între alte entități și grupări de oameni, să se rezolve totul pe cale diplomatică, pe cale politică. Adică vorbind și prin înțelegere. Niciodată să nu fim grabnici la mânie, spune Scriptura. Multe lucruri pot fi rezolvate din discuții, dând explicații. Și Iefta a început să le spună. Și vă redau parafrazând: noi suntem aici de 300 de ani, asta a fost țara noastră, ne-a dat-o Dumnezeu, noi ne-am luat din țara voastră. Israel a trecut doar cu piciorul când a venit din Egipt, ne-am cerut permisiune pentru asta. Dar, zicea el de la versetul 23, și acum când Domnul Dumnezeu lui Israel a izgonit pe amoriții dinainte poporului său Israel, tu să le stăpânești țara? Oare ce îți dă în stăpânire Dumnezeul tău Chemoș nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Să știți că uneori, chiar în biserică, se poate ajunge la conflicte. De exemplu, să fie două tabere. Una să vrea pocăință și alții sub influența unor stări idolatre sau unor stări lumești, să vrea să domine, să rămână în biserică stilul lor. Nu este corect ca să abandoneze, să spui, să facă ce vor. Ce-mi pasă mie? Eu fug în altă țară să o duc bine, sau mă duc în altă biserică și îmi văd de mine și de familia mea. Nu este corect nici imediat să faci scandal și să faci război într-o biserică. Nu este bine, nici într-o familie. Dar ești în legitima apărare să spui oamenilor, fraților: uite, noi moștenim de la părinții noștri o pocăință. Dumnezeu ne-a cerut să fim așa, să facem așa. De ce să renunțăm la aceste adevăruri? De ce să pierdem noi țara ce o avem în favoarea altora cărora nu le-a dat-o Domnul? De ce să renunțăm la principii sfinte în favoarea unor principii vinovate? Și el a zis în final, versetul 27, eu nu te-am supărat deloc. Și era adevărat în ce zicea. Și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta. El să fie astăzi judecător între fiii lui Israel și fiii lui Amon. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spună. Dar în condiția pocăințelor, Domnul deja privea alte lucrurile. Că știți, Dumnezeu se întoarce ca și la Ninive, dacă oamenii se pocăiesc. Observați din nou că Iefta era tot cu Domnul în limbaj. Erau deja pocăiți, cum am vorbit. Și acum să citim despre războiul propriu-zis, de la versetul 29. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Aici este momentul de culme al carierei sale de judecător. Repet, Dumnezeu nu s-a folosit de acești oameni că au fost sfinți în întregime dintotdeauna. Dar s-a pocăit cu adevărat, a fost nevoie de el și a fost gata să se sacrifice pentru poporul Domnului. Iefta a străbătut Galadul și Manase, a trecut la Mițpe în Galad și din Mițpe din Galad a pornit împotriva fiilor lui Amon. Iată rezultatele războiului, versetele 33 și 34. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere de la Aroer până la Minit și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa. Iată o biruință. De aceea să nu vă mirați dacă este vreun necaz, cum am spus, boală sau alte stări,
Și niște oameni răi se pocăiesc așa dintr-o dată, se roagă și Domnul îi ascultă. Domnul nu ascultă pe păcătoșii care rămân sub păcat, dacă cineva se pocăiește, Dumnezeu se dură când strigă un noroc și Domnul aude. Mai cu seamă dacă se angajează să se pocăiască. Dar vă voi arăta acum din capitolul 12 că ei erau încă foarte slab spiritual. Era foarte șubre de pocăința lor. La un om care a fost lumesc înainte, s-a pocăit la necaz, acum e gata să se jertfească pentru Domnul, să alerge încoace, încolo, te poți aștepta la o supărare iar să apuci la o bătaie bună. Nu este bătaie bună în sensul la o bătaie strașnică. Că sunt slabi astfel de oameni. În capitolul 12, scrie de versetul 1, că bărbații lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miază în noapte și au zis lui Efraim: pentru ce te-ai dus să te bați cu fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să dăm foc casei tale și să ardem împreună cu ea. Parcă zici că suntem biserica din Corint. Pocăiți toți, întorși de la idol, dar cu certuri, cu scandalul una, două. De ce ai făcut-o asta? Nu ne-am înțeles? Dar noi suntem pocăiți acum. Dar era foarte slabă pocăința lor. Erau încă ușurei. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu mi-a scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vine ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul a dat în mâinile mele, pentru ce vă suiți voi azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Vă amintiți că fiul lui Efraim a mai avut odată o ceartă de genul acesta cu Gedeon și au zis: de ce nu ne-ai chemat și pe noi? Dar iată că Iefta n-a mai vorbit ca și Gedeon. Gedeon s-a smerit și a luat cu înțelepciune. A zis: băi, ce face culesul viilor din strugurilor din via lui Abiezer, nici cât ce-a rămas din via lui Manase? Și i-a potolit. Dar Iefta, exact cum ar face un pocăit slab, da? Așa îmi spui? Pe mine Domnul m-a ascultat, m-a sprijinit, eu am dreptate, tu vorbești, am terminat cu tine. Și dintr-o dată a fost scandalul pe rol. Și uite, când Domnul i-a izbăvit pe frații noștri evrei de stăpânirea celor din jur, s-au apucat să certe între ei. Asta ar fi mare supărare. După ce ne scapă Domnul de satana, după ce ne izbăvește din necazuri, să ne apucăm să ne cârâim. Că tu ai zis așa, că te-ai dus tu, că trebuia să vin eu, că trebuia să mă duc eu. Și scrie aici la versetul 4, Iefta a strâns pe toți bărbații Galadul și a început lupta cu Efraim. Și s-a bătut un neam cu altul. S-au adunat la vadurile Iordanului și au început să strige unii pe alții: sunteți fugari! Galad locuiește în mijlocul lui Efraim și în mijlocul lui Manase. Și pe asta se vede slăbiciunea unei pocăințe ușoare, născuți de curând, când încep să vorbească, ba chiar să strige unul, una sau alta despre ceilalți. Galadiții au pus mâna pe vadul lui Iordanului înspre Efraim și când unul din fugarii lui Efraim zice: lasă-mă să trec. Bărbații Galadului întrebau: ești efraimit? De frică, el putea să zică nu. Atunci zicea: ei bine, zi Șibolet. Și el zicea Sibolet. Așa cum avem noi dialecte diferite sau mai degrabă regionalisme. Atunci bărbații Galadului îl apucau și îl jungheau lângă vadul Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Ce pagubă! De ce? De la niște vorbe. Iată cum ne putem pocăi de idol și nu ne pocăim de vorbe. Ne pocăim de stări grave și nu ne pocăim de certuri. Este exact ceea ce scrie în Coloseni, capitolul 3. Și vă citesc de la versetul 5. De aceea am urât zmădurile voastre care sunt pe pământ, lucruri grave. Curvia, necurăția, patima, pofta aia, lăcomia care este un chinar la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ce urma să vină peste evrei? Mânia lui Dumnezeu. Că aveau aceste stări sau altele asemănătoare. Bun, acum se pocăiseră. Foarte, total, categoric, cum am vorbit. Și acum ne spune de la versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, ce dacă ți-a zis? Nu poți să rapsi. De vrăjmășie. Au ceva unii cu alții. Și nu se pot vedea și nu se înțeleg. De răutate, dar de ce nu se pot vedea? Că-s răi și nu iubire. De vrăjmășie, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Dar noi ne-am pocăit acum.
și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima spre Tine. Pentru ca atât cei care conduc, cât și tot poporul, să trăiască în sfințenie și în armonie. Atunci e frumos în biserică, atunci este bine în familie, când slujim Domnului. După ce te roși, după ce cânți, rămâne numai pace și armonie. Dar dacă dăm naștere la vorbe nepotrivite, nechipzuite, chiar după ce ne-am pocăit de stările rele, iară se nasc vrăjbi și de la certurile de cuvinte, spune în Iacov, capitolul 3, și dacă tot mi-a fost dat să insist puțin pe linia aceasta, haide să ne cercetăm din inimă. Iacov 3 cu 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Versetul 16. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Gândiți-vă că au rămas 42 sau chiar mai mult, că unii au mai multe femei, de mii de văduve. De unde? De la o ceartă. De ce? Din nepricepere spirituală, din nepocăință. Vreau să tragem două concluzii, una în dreptul lui Iefta și una generală în dreptul evreilor. Iefta, acest om controversat, a fost folosit de Dumnezeu, cum am spus, într-o vreme critică, pentru că s-a pus sub autoritatea lui Dumnezeu. A avut un moment, am putea spune, de lepădare de sine. Doamne, acesta am fost. Mă dau în mâinile Tale și vreau să mă lupt pentru poporul Tău. Așa scrie aici în Judecători 11 cu 29. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Când? Când omul se golește de sine. Când renunță la stările rele. Când este gata să lase pe Dumnezeu să-i controleze viața. Să-i ajute Dumnezeu și pe cei care au umblat fără căpătâi, să vină Duhul Domnului peste ei și să fie de ajutor cel puțin pentru alții ca ei. Știți uneori cine sunt oamenii cei mai buni să se ocupe de copiii străzii? Unul care a fost și el copilul străzii. Să se ocupe de cei drogați? Unul care a fost și el drogat. Iefta a fost bun să se ocupe de evrei, care au aceeași stare ca și el. Deși îl repudiaseră până la un moment dat. De asemenea, pentru tot poporul și pentru noi, vreau să înțelegem că Dumnezeu are regulile Lui, după care te acceptă sau te leapădă, te pedepsește sau te izbăvește. Dumnezeu îi primește pe toți, dar nu-i ușor să te pocăiești, nu-i ușor să te menții. Se poate și Dumnezeu te ajută, dar numai dacă acceptăm să-i slujim din toată inima și dacă vom rămâne în veghere. Astea două se cer de-a lungul și latul Scripturii. Slujiți lui Dumnezeu din inima întreagă. În această stare poate să ajungă și cel mai puțin vinovat și cel mai mare păcătos. Să pună capăt păcatelor lui, cum îi spunea Danielul Nebucadnețar. Și mai departe, să veghem. Doamne, ajută-ne! Ca nu cumva lupte între noi sau alte stări să-și pună din nou amprenta peste noi. Să nu facem greșeli. Și dacă ne-am pocăit, să o rupem total cu trecutul și de acum să-i slujim Domnului și să aducă din nou Domnul peste noi vremuri de libertate, vremuri de bunăstare. Să fie Israelul lui Dumnezeu sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fim aici așa cum îi place Domnului și să fim vrednici și apți prin vrednicirea ce Domnul ne dă să moștenim Canaanul. A Domnului să fie slava în veci. Amin.